Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Silver, astăzi am revenit cu un nou videoclip pe care nu l-am mai făcut până acum la mine pe canal și după cum ați putut vedea și din titlu, este vorba despre A to Z Project Pen. Poate că ați mai auzit de el, poate că nu, însă este un proiect care constă în a-mi alege pentru fiecare literă din alfabet câte un produs și să-mi setez o țintă pentru produsul respectiv, cum ar fi să-l termin sau să-l folosesc de N ori sau să ating tăvița dacă e vreun produs de machiaj, cine știe, până la finalul anului, bineînțeles. Știu că la noi genul ăsta de videoclip nu e foarte vizionat și apreciat cum e în afară, spre exemplu, însă mie mi-a plăcut dintotdeauna să urmăresc fetele care fac proiecte de genul, fie ele de orice tip, și cum am foarte multe produse, după cum bine știți, și multe dintre ele sunt deschise și efectiv lăsate în dulap pentru că nu-mi plac și le țin acolo efectiv degeaba și prin intermediul acestui proiect vreau să încerc să consum cât mai multe dintre ele și să nu ajung în clipa în care o să trebuiască să le arunc pline pentru că practic am irosit banii degeaba, așadar de aceea m-am gândit să fac acest proiect, să reușesc să consum cât mai multe dintre ele și voi face un fel de update-uri, dacă pot să le numesc așa, o dată la 3 sau 4 luni, nu are sens să fac în fiecare lună pentru că nu cred că o să am ce progres să vă arăt. Și cu siguranță produsele terminate o să le vedeți și în clipurile cu produse terminate, pentru că v-am zis, nu multă lume urmărește genul ăsta de videoclip și aș vrea totuși să vă arăt produsele pe care le termin și acolo. Așadar, sper din suflet să vă placă și să rămâneți cu mine până la final și zic să trecem la produse pentru că sunt destule și o să încep cu litera A, bineînțeles. Și pentru litera A am această cremă cu protecție solară 30 de la Altruist. Este pentru față și corp și are 200 de mililitri. Cam atât am folosit din ea din câte se poate observa, pentru că o să vedeți că pe produsele începute deja le-am făcut semn. Vreau să o termin până la vară, pentru că atunci va expira. Are 12 luni de la deschidere. Am cumpărat-o din cauza vibe-ului, să spun așa, pentru că era foarte, foarte lăudată în momentul acela, însă mie personal nu-mi place, mi se pare că lasă peliculă uleioasă pe față și pe corp și nu am folosit-o mai deloc, cred că are doar două utilizări dacă nu mă înșel și nu aș vrea să expire și să o arunc plină, așadar până la vară o să încerc să o termin folosind-o pe corp, pentru că altă variantă nu am și pe față nu pot să folosesc și nici nu vreau să folosesc SPF acum, pentru că nu... Vă zic sincer că nu folosesc nici vara foarte des, apoi acum iarna. Știu că nu e chiar ok, dar asta sunt eu pur și simplu. Și până la vară vreau să o termin folosind-o pe corp. La litera B am inclus acest spray de față și de corp de la Balea cu aloe vera. Are 150 de ml, este început deja, după cum bine știți, mie îmi plac foarte mult aceste spray-uri de față, însă obișnuiesc să le folosesc pe perioada caldă și cum în momentul de față am două deschise și nu le-am mai folosit de când m-am întors din Italia, am zis că măcar pe unul din ele trebuie să-l termin, așadar m-am gândit să-l includ pe acesta în proiect și având în vedere că îmi place, nu cred că o să fie foarte, foarte greu să îl dau gata. La litera C am inclus acest produs de la Sien din Lidl, din gama Skin Foodies, o gamă care nu se mai găsește din păcate, și este vorba despre un cleansing face scrub pe care l-am folosit o dată sau de două ori și efectiv mi s-a părut că nu făcea spumă, dar nu era nici foarte abraziv ca să pot să-l folosesc pe post de scrub, așadar, având în vedere că l-am deschis, nu știu când o să-i vină rândul să-l folosesc doar pe el, așadar m-am gândit să-l bag în proiect și să îmi dau seama ce este exact și ce face, așadar vreau să-l termin până la finalul anului, bineînțeles, poate chiar și mai devreme, are 150 de ml și sper să-l termin destul de rapid și să nu-mi creeze probleme. La litera D am inclus efectiv acest lac de unghii de la Isabel Dupont, pentru că am stat efectiv o grămadă și m-am gândit ce produs să introduc la litera D și nu am găsit niciunul efectiv și până la urmă am spus că o să bag acest top coat pentru că și așa nu-l folosesc și prin intermediul acestui proiect mă gândesc că poate o să scot ceva utilizări de la el, așadar l-am inclus pe el, este transparent din câte se poate observa și sper să-l folosesc cât mai mult, nu vreau să... Îl termin pentru că știu că o să-mi dureze ceva și nici nu cred că o să reușesc prea curând, dar vreau să-l folosesc cât de mult pot. La litera E am introdus acest scrub de buze de la Essence pe care l-am primit de la Simona Stan și miroase foarte, foarte bine afine, dacă nu mă înșel. L-am folosit o singură dată și cam atât e dimensiunea lui. Vom vedea cât o să-l folosesc la primul update, care o să fie peste câteva luni.
Are 4,9 grame și momentan este ok, pot să spun că își face treaba, însă m-am gândit să-l bag în proiect pentru că nu e un produs pe care l-aș folosi zilnic în rutina mea de îngrijire și cu siguranță la un moment dat o să uit de el și nu vreau lucrul ăsta. La litera F am introdus de la Pharmacy acest tuș argintiu. Cam atât am folosit din el, din câte se poate observa, aproape jumătate. Este un tuș care mie îmi place foarte, foarte mult și vreau să scot cât mai multe utilizări de la el. Asta pentru că, având capacul rupt, mă gândesc că la un moment dat o să se usuce și nu aș vrea să îl țin acolo în sertar, ca apoi să dau de veste că este uscat și să-mi pare rău că trebuie să-l arunc, pentru că nu am acces foarte ușor la produsele Pharmacy, neavând un reprezentant prin zonă, o să-mi fie mai greu să-l recumpăr, pentru că îmi place foarte mult, așadar m-am gândit să-l bag în proiect și să scot cât de multe utilizări pot înainte să se usuce. Eu îl aplic peste tușul de culoare neagră și arată foarte, foarte bine, așadar abia aștept să mă bucur de el în următoarele luni. Pentru litera G m-am gândit să introduc un parfum și este vorba despre Faraway Gold de la Avon. Cam atât am folosit din el, am ajuns cu el aproape la jumătate, însă de la un timp varianta aceasta și cea clasică au început să nu mai îmi placă, deci în ultima vreme nu le-am mai folosit mai deloc. Așadar, conținând litera G, m-am gândit să-l introduc în proiect și scopul este să-l termin, bineînțeles, pentru că nu mai este pe gustul meu pur și simplu, simt că nu mi se mai potrivește și nu aș vrea să arunc parfumul cu produs în el, deci sper din suflet să reușesc să-l termin în următoarele luni. La litera H m-am gândit să introduc această cremă de mâini de la Oriflame, pentru că este unul din puținele produse care conține un cuvânt care se înceapă cu litera H, așadar m-am gândit că această cremă de mâini va fi mai mult decât perfectă pentru această literă. Are 75 de mililitri și folosind cremă de mâini în fiecare seară, nu cred că va fi o dificultate să o termin, pentru că acesta este scopul, să o termin. Abia aștept să folosesc și mă gândesc că o să miroase demențial fiind cu piersici. Pentru litera I am ales un iluminator și este vorba despre această pastilă de la NARS pe care am primit-o. Scopul meu pentru acest produs este să ating tăvița până la finalul anului, pentru că este un iluminator care se vede foarte bine pe ten. Nu prea l-am mai folosit în ultima vreme și vă zic sincer că eu sunt genul de persoană care aplică o tonă de iluminator să mă văd de pe lună, așadar mă gândesc că în câteva luni o să reușesc să ating tăvița acestui produs. Este în nuanța albatros și arată foarte, foarte drăguț pe ten și abia aștept să mă bucur de el mai mult în următoarea perioadă. Apoi, pentru litera J, am ales din nou un parfum și este vorba despre acesta de la Jenny Glow, Wooden Sage. L-am ales pe acesta pentru că este o aromă mai lemnoasă, o aromă care duce mai mult spre bărbătesc și mie personal nu prea îmi place. Ar putea fi și unisex, nu zic că nu, dar mie personal nu prea îmi place această aromă și m-am gândit dacă tot nu prea îmi place să-l bag în proiect, plus că se potrivește foarte bine numele cu litera. Așadar, este neînceput. Sper din suflet să reușesc să folosesc cât mai mult din el. Nu vreau să-l termin pentru că nu o să reușesc, așadar vreau să-l folosesc cât de mult pot. Deci, acesta este parfumul de la litera J. Am mai multe de la ei, însă pe acesta aș vrea în mod principal să mă axez. La litera K pot să spun că am trișat din nou puțin și mi-am ales un produs care conține 2 de K la final și este vorba despre această mască de față de la Revuel. După cum se poate observa, Black Mask conține 2 de K la finalul fiecărui cuvânt și având în vedere că din nou a fost o literă la care am avut destul de multe dificultăți în a găsi un produs, mai ales care să înceapă cu litera K sau brandul să fie cu litera K la început, când mi-a venit în cap această mască de față, am spus că rămân cu ea 100% și o să o folosesc pe aceasta. Scopul este să o termin dacă se poate, dacă nu, să scot cât mai multe utilizări de la ea. N-am mai folosit de mult o mască peel off la tub și sper să nu doar în momentul în care o îndepărtez de pe ten. Așadar, abia aștept să o testez. Pentru litera L am ales de la Ladies un ruj lichid și este vorba despre acesta de la Catherine Arley în nuanța 19. Se numește Tender Guava și o să vă fac imediat și un swatch. Este cel mai vechi ruj lichid pe care îl am și având în vedere că este pe terminate pentru că l-am folosit foarte mult timp și pot să zic că a prins ușor un miros ciudat, dar foarte, foarte puțin, aproape insesizabil aș putea să spun. Vreau să-l folosesc cât de mult posibil, poate să-l și termin, nu promit nimic pentru că nu cred că o să reușesc vreodată să termin un ruj lichid mai ales.
La batoane poate mai merge, dar la rujurile lichide nu știu exact ce să zic, dar vreau să-l folosesc cât de mult posibil, pentru că este o nuanță care îmi place. La litera M am ales un produs de la Mumuso și este vorba despre acest toner cu aloe vera, 92%, are 400 de mililitri și cam atât am folosit din el. Vreau să îl termin și l-am inclus în acest proiect pentru că am observat că în ultima perioadă nu prea mai folosesc tonere, în afară de apa de trandafir de la Avon, nu mai folosesc absolut nimic, deși l-am început și a stat o perioadă destul de bună în dulap fără să-l folosesc și când m-am gândit să pornesc acest proiect, am spus că el trebuie neapărat să intre în proiect pentru că o să ajung să-l arunc și nu vreau lucrul ăsta. Este destul de viscos și nu pot să zic neapărat că mă încântă, nu mi se pare că face ceva în mod special, plus că este ușor lipicios și de aceea mă gândesc eu că nu-mi place atât de mult, dar vreau să-l termin și sper să-mi reușească lucrul acesta. Pentru litera N am ales de la Avon din gama Naturals acest spray de corp Aloha Monoi cu cocos și floare de tiare la 100 de mililitri, cam atât am folosit din el și l-am ales pe acesta pentru că, din nou, l-am desfăcut și l-am lăsat în dulap pentru că este un miros destul de puternic, un miros destul de dulce și persistent, așadar m-am gândit că trebuie să-l includ în proiect și să-l termin până la vară pentru că după aceea cu siguranță nu o să-l mai folosesc nici pe atât, fiind un miros atât de puternic, la vară nu o să vreau să mă dau cu absolut nimic pe corp sau o să pulverizez prin cameră un miros atât de puternic, așadar până la vară sper să-l termin. Pentru litera O am ales de la Oriflame această paletă de contur din gama The One. Așa arată, aceasta este. Și vreau să mă axez în special pe blush pentru că a început să-mi placă foarte, foarte mult și vreau să ajung cu el la tăviță. Din câte se poate observa, iluminatorul mai are destul de puțin în el. A fost primul meu iluminator și l-am folosit intens și mi-a plăcut foarte mult. Încă îmi place, încă îl mai folosesc, dar puțin mai rar pentru că am mai multe iluminatoare în momentul ăsta. Dar v-am zis, vreau să mă axez pe blush pentru că este un blush foarte, foarte fain și nu e nevoie de cantitate mare pentru a se observa cât ți-ai aplicat blush, așadar vreau să mă axez pe el. Pentru litera P am ales o pudră și este vorba despre aceasta de la Eda, pe care am luat-o de pe Duo Cosmetics. Cam așa arată în momentul de față, am ajuns la tăviță cu ea din câte se poate observa, pentru că este o pudră care îmi place și scopul cu ea este să o termin, pentru că este o pudră bună, pentru prețul ei chiar își face foarte bine treaba și aș vrea să o termin. În momentul ăsta o mai am deschisă pe cea de la Essence, aceea translucidă compactă și vă zic sincer că nu prea îmi place, nu știu, mi se pare că îmi lasă fața puțin albă și pudrată, nu știu, mi se pare destul de ciudată, dar mai întâi vreau să o termin pe aceasta și apoi o să văd ce o să fac și cu cealaltă. Pentru litera Q am ales un produs de machiaj care conține litera Q, din nou, a fost o literă la care m-am gândit o eternitate ce produs să introduc. Și când am văzut că acest produs conține litera Q, am zis gata, el e alesul și este vorba despre acest tuș, Waterproof Eyeliner se numește, de pe Jum și conține litera Q din câte se poate observa. Nu o să încerc să pronunț pentru că nu o să-mi iasă. În ultima vreme v-am zis că am început să folosesc eyeliner destul de rar pentru că am ploapa căzută și mă chinui destul de mult să-mi fac eyeliner, dar introducând tușul în purei mă gândesc că o să îl folosesc ceva mai des, așadar rămâne să vedem de câte ori o să-l folosesc în următoarea perioadă, nu vreau să-l termin, dar cu siguranță până la finalul anului o să se termine la un moment dat, ori o să se termine, ori o să se usuce, deci ceva o să se întâmple cu el pentru că nu o să reziste prea mult timp, deja e deschis de ceva timp și încă se ține bine, să știți. Pentru litera R am ales de la A New Reversalist această cremă de față de la A New, după cum spuneam, cu protinol. Am ales-o pe aceasta pentru că este deschisă de ceva timp, n-am mai folosit-o pentru că nu este o cremă care să mă dea pe spate, am folosit din ea mai mult de jumătate pentru că era plină cu vârf și cam atât mai am din ea, deci pot să zic că mai am cam un sfert din ea, nu este testată pe animale, este o cremă bună, nu spun că nu, hidratează foarte bine tenul, însă lasă peliculă uleioasă, ceea ce mie nu-mi place absolut deloc și am zis că trebuie să o termin înainte să expire, așadar sper să o termin cât mai curând pentru că n-am idee când expiră. Cred că tot așa în 12 luni de la deschidere, pe aceasta am primit-o într-o campanie de testare de la Bastor și chiar aș vrea să o termin înainte să expire. Pentru litera S am ales de la Sephora aceste peduri cu acid glicolic, asta pentru că mi se par că nu fac nimic și le folosesc destul de rar.
Sunt 20 de bucăți și am folosit câteva din ele până acum, dar nu foarte multe și mai sunt ceva, așadar rămâne să vedem câte o să folosesc în următoarea perioadă. Scopul este să le termin, bineînțeles, pentru că au doar 6 luni de la deschidere, ceea ce m-a surprins pentru că nu mă așteptam, deci nu vreau să expire pentru că le-am deschis astăvară când eram la mare, pentru că eram curioasă de ele, deci scopul este să le termin cât mai curând. La litera T am introdus această cremă de mâini de la This Works, pe care am câștigat-o într-un giveaway, asta pentru că am început-o, din câte se poate observa, mai am cam jumătate din ea, are doar 30 de mililitri, însă miroase groaznic, vă zic sincer. Pe spate scrie că este cu vitamina E, unde shea, ilang ilang și lavandă, dar vă zic sincer că din toate astea eu nu simt absolut nimic. Mi se pare că miroase o combinație între diluant și benzină, vă zic foarte sincer, mie așa mi se pare că miroase. I-am dat-o și mamei să o încerce și ea mi-a spus că simte puțin lavanda, dar foarte vag și, din nou, și ei se pare că miroase foarte, foarte ciudat. Am început-o, am folosit-o de 2 ore, am văzut ce mirosare, nu l-am suportat, am lăsat-o deoparte și din cauza ei m-am decis să încep acest proiect pentru că am zis că altfel nu o să o termin, vă zic sincer. Deși atât de micuț, am spus foarte sincer că cu acest miros eu nu o să o termin, așadar de aceea am introdus-o și sper să o termin cât mai curând pentru că miroase oribil, efectiv. La litera U m-am gândit să introduc acest ulei de corp pe care l-am primit de la Simona, este de la Oriflame din gama Milk and Honey Gold și m-am gândit să-l introduc pe acesta, asta pentru că eu nu prea folosesc ulei de corp, însă acesta este tare tentant, arată foarte bine și am zis că o să încerc să-l folosesc și prin acest proiect sper să îl și termin și să nu trebuiască să arunc nicio picătură din el, pentru că arată foarte bine și, sinceră să fiu, chiar m-a atras. Pentru litera V am ales o paletă de la Revolution și este paleta mea favorită de la ei, care se numește Visionary și este aceasta. Vedeți că este destul de folosită, am ceva gaură, să zic așa, în unele farduri și vreau să o folosesc cât mai mult posibil pentru că este cea mai veche paletă pe care o am și nu vreau să o arunc la un moment dat și să-mi pare rău că nu am folosit-o cât de mult am putut, așadar prin intermediul acestui proiect vreau să o folosesc cât de mult pot eu, pentru că are niște farduri foarte, foarte faine, mie personal îmi plac și am folosit-o foarte, foarte mult, este cea mai folosită paletă pe care o am. Apoi, la litera W, mi-am ales această cremă de picioare de la Avon din gama Footworks, aceasta în cantitatea mare de 150 de ml, cam atât am folosit din ea din câte se poate observa și scopul este să o termin și în felul acesta poate o să am și eu mai multă grijă de picioarele mele pentru că efectiv mi-e lene să folosesc cremă de picioare și o am deschisă de foarte mult timp, așadar am spus că va fi un prilej foarte bun să reușesc să termin această cremă prin intermediul proiectului. Sper din suflet să-mi reușească pentru că v-am zis, efectiv mi-e lene să aprec cremă de picioare, dar rămâne să vedem dacă o să reușesc să o termin și înainte să mă apuc să filmez am reușit să-i rup și capacul, dar nu știu cum, dar o să o rezolv eu cumva pentru că nu vreau să o las fără capac, în orice caz vreau să o termin. La litera X pot să zic că am trișat din nou puțin și mi-am ales acest gel de duș de la Radox, produse pe care le găsiți pe import direct pentru că am intrat recent și am văzut că se găsesc acolo produsele acestea de la Radox. Are 200 de mililitri și a fost din nou o literă la care am stat o eternitate să mă gândesc ce produs aș putea să introduc și când mi-a venit în cap acest brand am zis că el este alesul și că produsul ăsta o să fie în proiect, bineînțeles până o să-l termin. Fiind un gel de duș, mă gândesc că o să-l termin destul de rapid, însă a fost unul din puținele produse care a conținut litera X chiar și la final și am zis că el o să rămână în proiect. Asta este chiar dacă este gel de duș și o să-l termin destul de rapid, măcar am găsit un produs pentru litera respectivă. Pentru litera Y mi-am ales un creion de buze de la Avon și este din gama True Color în nuanța Mystery Mauve. Conține 2 de Y și din nou a fost o literă la care am găsit produse foarte greu, așadar am spus că acesta va fi perfect, plus că din nou era un produs pe care vreau să-l termin, fiind deschis de foarte mult timp, am spus că o să fie numai bun de introdus în proiect, plus că se și potrivește foarte bine la nuanță cu rujul de la Ladies, doar în combinația aceasta le folosesc și am spus că o să fie perfect să le introduc pe amândouă în proiect, cam atât mai am din el și o să vedem cât de mult o să pot să îl folosesc în următoarea perioadă. Și pentru ultima literă din alfabet și anume Z, mi-am ales această sare de picioare de la Balea, am trișat din nou pentru că conține litera Z abia la final, însă a fost singurul produs din toate produsele pe care le am eu și știți că am foarte multe care să conțină litera Z chiar și la final, așadar am spus că pe aceasta o să o bag în proiect, aia e, chiar dacă nu este neapărat conform regulilor, să zic așa, dar
Oricum, este un produs pe care nu l-aș fi folosit prea curând, așadar, prin intermediul proiectului, poate o să-l folosesc mai rapid. Are 40 de grame și este din gama Magic is in the Air. Se găsește în calendarul advent de la Balea și arată tare, tare drăguț și abia aștept să o folosesc. Și acestea sunt toate produsele introduse în acest proiect. Sper din suflet că v-a plăcut și că ați rămas cu mine până la final. În descriere găsiți Instagramul meu, ca de obicei, unde vă aștept pe toți cu mare, mare drag. Iar până la următorul videoclip, eu v-am pupat. Pa, pa!